Neața Internațiune! Mikey v-a promis dozele vechi de hash în caz că mă votați pentru Next Big Vlogger și m-ați votat, așa că poftim dozele! Bine, fie vorba între noi, Mikey nici măcar nu mai voia să le posteze, că noi n-am câștigat la voturi, dar l-am convins eu. Ce? Ce? Și în doza care urmează, Mikey va vorbi despre... Sfârcuri și înghețată. Adică, probabil, singurele două lucruri din capul lui pe vremea aia. Și pe vremea asta. După prima doză ever, Mikey și-a luat și prima insultă. Și nici nu mă mir, având în vedere că a făcut gluma asta. Știu ce este laptele mamar. Este acel lapte pe care l-ai sub tu de la țâța mătii când ai fost mic. Bine, tu nu. Tu ai sub de la o capră, sigur. Dar gata cu prostiile. Urmează a doua doză ever. Bună ziua, internet! E vineri! Astăzi vom vorbi despre sfârcuri și înghețată. Și nu, nu e la ce te gândești tu. Un restaurant din Marea Britanie a anunțat recent că va introduce în meniu înghețată din lapte mamar. Acum, pentru cei ce nu știu ce este laptele mamar, este acel lapte pe care l-ai sub tu de la țâța mătii când ai fost mic. Bine, tu nu, tu ai sub de la o capră, sigur. În fine, de ce mi s-a părut interesantă știrea este pentru că multă lume când aude treaba asta se scârbește. Adică zic, eu nu mănânc așa ceva, vai, ce scârbos, u-a-i. Adică hai să fim serioși. Ai băut lapte din atâtea sfârcuri. Sfârcuri din astea, sfârcuri din astea, sfârcuri din astea, sfârcuri din astea. N-ai bea lapte din sfârcuri din astea? Sau din astea? Sau din astea? Sau din astea? Iar în fond și la urma urmei, toți am băut lapte mamar. Bine. Toți în afară de tine, cum am mai spus. Tu, sigur, ai băut de la un 4P ceva. Am văzut zilele trecute la știri o familie de egipteni care și-a botezat fiica Facebook, în semn de recunoștință pentru rolul pe care l-a avut rețeaua respectivă de socializare în revoluția din această țară. Nu mă deranjează că fata asta va crește mare și va ajunge la liceu și colegii vor întreba unde ești? Pe Facebook. Despre ceea ce vreau să vorbesc eu însă sunt numele tâmpite. Voi da câteva exemple. Joacă bine Nirel. Păsărică Alexandru Dic. Cojocaru Tom... Stai așa. Cojocaru Tom Mac Bill Bob Constantin. Astea sunt doar câteva. Restul le găsiți pe site. Link-ul e jos. În alte știri, ai și noul iPad și noul Lamborghini. Încheie emisiunea de astăzi cu un video mega amuzant care te face să te întrebi de ce mama naibii intră oamenii în direct la televiziuni. Un nou telefon? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Bine, mă uit la televizor la noastră. Puteți să-mi spuneți numele dacă nu cer prea mult? Da, Mihai Stanciu. Mai ziceți numele de familie odată? Stanciu. Spanciu, da? Stanciu. A, fără să. A, astăzi aud aiurea. Stanciu. Panciu, da, v-am cu trecut, domnul Panciu. Cu S, nu cu P. Da, Panciu. Nu, cu S. Danciu? Stanciu! Spanciu! Sunt la sarmale, cum să vă zic. Gata. Aoleu! Ce faceți, domnul Spanciu? Stanciu! Stanciu! Așa! Stați că am greșit! Rupe alt bilet, aoleu! Alo, da! Anciu mă cheamă. Mai ziceți numele de familie odată? Anciu! Panciu, da! V-am trecut, domnul Panciu! Anciu! Danciu? Anciu, în pizda, măti! Dar mersi că m-ați urmărit și astăzi. Eu sunt Mikey, iar voi tocmai v-ați luat doza de haș. Pa! În primul rând, lăsați-mă să vă dau dreptate. Doza nu mai e ce-a fost. Adică, înainte avea 3 minute și acum are până și 10. Mikey vorbea încet să nu-l trezească pe Tasu. Și acum urlă în doze! Singura asemănare e că emisiunea încă e prezentată de un știrb epileptic spart. Și tot după episodul ăsta îmi dau seama cât de mult a evoluat doza IT. Adică acum e cu specificații, detalii. Pe atunci doar punea o poză și scotea niște zgomote. În alte știri, ai și noul iPad. Și noul Lamborghini. În concluzie, unele chestii chiar s-au schimbat la doză, cum ar fi calitatea imaginii. Adică acum nu îi se mai proiectează lui Mikey umbra pe toți pereții de parcă ar filma din catacombe. U-A-I. Dar altele au rămas la fel, cum ar fi aria lui de interese. Sfârcuri și înghețată. Și prostia oamenilor din clipurile pe care le comentează. Panciu! Panciu, da, v-am trecut, domnul Panciu. Cu S, nu cu P. Da, Panciu! Și
fie vorba între noi, eu nici măcar nu voiam să prezint dozele vechi, dar Mikey m-a pus. A, da. Și-a turat Mikey odată motorul atât de tare că s-a încălzit toată planeta. Și, dragilor, asta a fost a doua doză de H. Nu uitați să vă abonați la Dana Bacinski din când descriere. Să dați doza și altora și să-mi spuneți la comentarii dacă v-a plăcut episodul ăsta. Mersi că m-ați urmărit, eu sunt Dana Bacinski, iar voi tocmai v-ați luat a doua doză de H. Pa! Pa! De dimineața bring a bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Motor, sunet. Ce? Acțiune. Hai mă, scurcul și înghețată? Da. Și care e problema? Oamenii zic că m-am schimbat, de fapt nu m-am schimbat.